Bună ziua, dragi prieteni, și bun venit la Cartea de Pedagogie, rubrica săptămânală a Casei Corpului Didactic din Galați. Cartea de pedagogie de astăzi e mai degrabă o carte de filozofie. Vorbesc despre volumul Excepția, o încercare de antropologie filozofică, volum apărut foarte recent la editura Humanitas, semnat de filozoful, filologul, traducătorul Andrei Cornea. Excepția e o carte pe care am citit-o cu multă plăcere și cu multă atenție, în parte datorită felului extrem de ofertant în care este scrisă, în parte pentru că ea abordează probleme care mă preocupă și asupra cărora am meditat în ultimii ani. Motivul pentru care am ales să aduc excepția lui Andrei Cornea, o excepție excepțională, aș spune, dacă îmi permite jocul de cuvinte, în fața dumneavoastră astăzi, la rubrica aceasta dedicată cărții pentru profesori, e legat de faptul că întreaga discuție de aici, o discuție despre cum se configurează și cum ajunge să fie funcțional spațiul moral al omului, cred eu că e o discuție critică dacă ne referim și luăm în discuție sistemul de învățământ românesc. Am putut constata cu toții că în ultimii ani s-au pornit tot soiul de inițiative de jos în sus, inițiative prin care s-au creat și au devenit funcționale tot felul de comunități profesorale, în special comunități de bune practici, însă convingerea mea este că sistemul de învățământ românesc are nevoie și încă o nevoie urgentă de o profundă reformă morală. Ori, pentru a putea reforma mentalitățile, pentru a putea să ne asanăm moral și să o pornim pe drumurile corecte până la urmă, fiecare dintre noi, cred eu că este nevoie să parcurgem literatură teoretică de cea mai bună calitate. Iar excepția lui Andrei Cornea, cred că ne poate ajuta în sensul ăsta. Întreaga carte este o construcție și o meditație post-pascaliană, dar de factură pascaliană asupra condiției umane, asupra unicității omului, asupra caracterului paradoxal al existenței noastre pe acest pământ. Însă, ceea ce mi-a atras atenția și ceea ce cred că poate să ne fie util din perspectiva pe care am anunțat-o mai devreme, este distinția pe care autorul o face, distinție fundamentală, centrală în carte, în jurul căreia este construită aproape întreaga argumentație, între tipurile de reguli morale care informează și fac funcțională societatea. Andrei Cornea propune, sigur, bazându-se pe formația sa de clasicist și de om atins inevitabil de gândirea veche, în special în sfera morală, Andrei Cornea propune o distinție cât se poate de interesantă între două categorii de reguli care ar funcționa în cadrul unei societăți. Una dintre aceste reguli e denumită de Cornea regula corectitudine. Regula corectitudine este acea regulă asupra căreia majoritatea oamenilor, într-o anumită perioadă, într-o anumită cultură, cade de acord cu privire la ceea ce se poate face și ceea ce nu se poate face în societatea respectivă. Regula corectitudine are substanță morală și este producătoare de realism moral, atât timp cât este secundată ca de un orizont și ca de o limită teoretică, de un alt tip de regulă, o regulă, dacă vreți, ideală, care este numită regula rectitudine. Și îmi veți permite să clarific mai mult sensul acestor două concepte, citându-l pe Andrei Cornea. Cuvântul regula în latină are o semnificație de bază, preluată și de cuvântul românesc regulă, aceea de normă, de lege generală.
regula corectitudine, cum o vom numi pentru a exprima acest prim sens, este prin excelență majoritară. Cazul clasic îl oferă gramatica, unde majoritatea formelor sunt regulate, adică se conformează regulii, o întrupează, sunt în regulă. A scrie și a vorbi corect înseamnă a te supune regulii sau norme generale și, în general, majoritatea celor care cunosc gramatica se supun regulilor ei. La fel și cei care practică o artă, o meserie, un sport. În marea lor majoritate ei cunosc, folosesc și respectă regulile jocului pe care îl practică ca lumea, cum se spune, adică așa cum o face restul lumii, majoritatea. Apar însă și excepții, trișorii de pildă, abateri minoritare, care, cum se zice, confirmă regula corectitudine, adică exact prin caracterul lor minoritar extrem, certifică dominația efectiv majoritară a ei. Sistemele juridice pozitive se încadrează și ele în aceeași definiție a regulii corectitudine. Dar există și un alt sens al cuvântului regula, anume acela de riglă, de instrument cu care se evaluează rectilinearitatea oricărei linii presupus drepte. În greacă, cuvântul canon avea acest sens și se pare că provenea de la un cuvânt semitic, anah, care înseamnă trestie. În acest sens, regula marchează idealul, limita asimptotică sau orizontul practic de neatins al tuturor liniilor fizice, doar mai mult sau mai puțin drepte. Căci în natură nu există linii absolut drepte. Ea este totodată etalonul sau canonul cu care ele sunt comparate, prin care ele sunt evaluate și măsurate, pe care cumva poate părea că se străduie să-l aproximeze, să limite, să îi se asemene cât pot mai bine, de parcă le-ar constitui scopul devenirii. Preluând acest sens de riglă al latinescului regula, Seneca aduce o conotație morală. Citez: abaterile nu le vei corecta dacă nu te ghidezi după o regulă. Vom vorbi în acest caz de regula rectitudine. Sigur, timpul unei recenzii video nu îmi permite să intru pe cât aș vrea în această teoretizare, însă voi încheia prezentarea volumului de astăzi ridicând câteva întrebări care sper să vă tulbure măcar puțin și să vă pună pe gânduri cât să puteți să formulați în propriu for interior câteva interogații. Și dacă, dragi colegi, toate lucrurile, toate neregulile morale pe care le reclamăm în sistemul de educație sunt de fapt rezultatul absenței acestei dimensiuni verticale sau măcar corodării ei. Dacă cumva am apucat-o cu toții pe calea regulii corectitudine, uitând în permanență de regula rectitudine, fără de care însă corectitudinea nu este decât o falsă corectitudine, o rătăcire într-un spațiu fără repere. Dacă furtul studenților de la Facultatea de Drept are de-a face mai degrabă cu niște probleme sociale, are de-a face mai degrabă cu niște lucruri pe care le facem profund greșit în sistemul de educație. Nu cred că trebuie să uităm și nici să ignorăm dimensiunea morală a profesiei noastre și chiar dacă, oameni fiind, ne e întotdeauna mult mai accesibilă regula corectitudine, regula rectitudine este cea care dă măsura. Jocul acestor două reguli deschide până la urmă spațiul moral. Eu vă mulțumesc și vă recomand din tot sufletul să citiți cartea lui Andrei Cornea, Excepția. Vă mulțumesc!